Marți dimineață, în jurul orei 8, în zona Direcției Agricole din municipiul Călăraș, la intersecția străzilor București cu Nufărul, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetări, se pare că o șoferiță în vârstă de 38 de ani nu a dat prioritate unui Duster condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani. În urma impactului, autoturismul Duster s-a răsturnat pe partea carosabilă. Nu au fost înregistrate victime.